A trecut prin cele mai tari provocări, a câștigat simpatia a milioane de oameni, plus vreo 10.000 de euro. Este vorba despre asistenta sexy care a dat piept cu toate aroganțele puse la cale de Buzdugan și Morar. Dar haideți mai bine să vedem cum a început povestea supereroului 2010. Concursul Ce ai face pentru 10.000 de euro a creat isterie în țară. 12 concurenți au luptat din greu să facă aroganțele puse la cale de Buzdugan și Morar și să pună mâna pe marele premiu. După o săptămână de întreceri, a rămas un singur finalist, asistenta sexy. Ea trebuie să lupte cu ea însăși, mai exact cu propriile frici. Doamnelor și domnilor, asistenta sexy este super eroul lui 2010! Emoționată, super fericită și nu mă așteptam, sincer. Așa a început cursa pentru marele premiu de 10.000 de euro. Astăzi facem o aroganță în memoria puiului necunoscut. Și o să depunem niște coroane de flori. Te transformăm astăzi la Morning Zoo într-un puiuț de crevedia. De aceea o să-ți înmânez acest costum care te va transforma într-un pui. Asistenta trebuie să cânte împreună cu Mickey la metrou. Timp de două săptămâni, asistenta sexy a trecut prin cele mai tari provocări. A cântat la metrou, a urcat pe vârful omul, a trebuit să facă 25 de polițiști să zâmbească, a mers în grădinițe și a învățat copilașii imnul campaniei, I Feel So Zoo. A fost cel mai tare! Super, genial! Foarte, foarte tare! Mai vreau! Aș repeta-o de 1000 de ori, cred. La final însă toate eforturile au fost răsplătite. A luat marele premiu de 10.000 de euro. Doamnelor și domnilor, asistenta sexy... 10.000 de euro! Ăștia-s banii tăi, cadoul nostru de nuntă.